Iată-ne în direct, dragi prieteni, și reconfortant era într-o vreme să stai cu ziarele de-a doua zi în față, era aproape fără de lege, te aresta pe vremea lui Ceaușescu, după care în anii 90 era un privilegiu, puțină lume avea această șansă. Noi de prin 97-98, de când deja eram în presă de ceva timp, aveam această șansă să mirosim primii hârtia de tipar, undeva pe la 2 dimineața când venea Tolontan cu ziarul de la rotativă și nu numai cu Prosportul. No, erau și altele care se tipăreau pe acolo și mai intram uneori în posesia lor așa cu câteva ore înainte restul lumii. Ce fericiți eram astăzi, sigur că nu mai e nicio scofală, ziarele le găsești oriunde. N-aș vrea să spun în online că acolo încă nu le găsești, poate că e mai bine așa. Online-ul nostru practic este inexistent. Dar în evenimentul zilei altfel de mâine, pentru că fiecare zi de joi e diferită, nu-i așa? Mai ales când pică într-o zi de 13, vedem pe prima pagină o imagine într-adevăr care nu vine din Africa, ci vine din România africană. Tanti Mioara e cea care schimbă macazul la mână. Iată această meserie de acar, cum era ea botezată pe timpul, și o locomotivă diesel, o vedeți, într-o gară sau într-un sfârșit de gară românească, tanti asta schimbă macazul cu mâna la București Basarab. Deci nu chiar la dracu' praznic, în timp ce în Japonia trenurile zboară cu peste 600 de kilometri la oră, scrie evenimentul zilei, la noi această meserie este încă de bază. Da? Când s-o schimba și meseria asta, într-adevăr, și va fi un roboțel aici, mulți vor regreta. Pentru că românul rămâne cu rădăcinile în trecut și cred că s-ar obișnui cu greu, totuși cu atâta tehnologie. Bun, cam asta ar fi pe prima pagină interesant în evenimentul zilei. În adevăr, o întrebare, o dilemă, o chestiune fundamentală, răspunsul nu o să-l cunoaștem niciodată, sau cel puțin nu pe această lume, dacă sunt autentice sau nu moaștele Sfintei Parascheva, și-l vedem pe nenea ăsta cu puțin păr, aș spune așa, ca pe timpul securității, cu chipiul în mână, încercând și el să pupe ceva, după cum vedeți imaginea, mie că n-a prea stat la coadă. S-a furișat așa în față, acuzații grave legate de listele de semnături pentru parlamentare. Teodor Paleologu afirmă că partidele mari folosesc baze de date. Pe Christoph Daum a început să-l doară măseaua după excursia la Astana, unde ai noștri au fost jefuiți și de bunuri și de puncte. Despre reformele echipei naționale, în național ajungem și acolo. Aeroportul Otopeni pus la picioarele lui Ion Siriac. Nici n-ar fi rău să-l pună la picioarele oricui. N-are importanță. Uniunea a salvat România de Nicușor Dan, care într-adevăr mai nou este luat în tărbacă de toată lumea. Ăsta este principalul vinovat pentru eșecurile clasei politice, să știți. Nicușor Dan. Și al doilea este Dacian Cioloș. Și politicienii au în spatele cui să se ascundă. Dacă vrei să dai vina pe ceva astăzi în politică pentru nereușite, chiar și în viața familială, dai vina pe Dacian Cioloș. Cioloș tot el ne bagă pe gât cu mințenia, statul va plăti restul ăla de bani, undeva la 10 milioane de euro, ca să cumpere opera de artă. Santa Claus, cadou de Crăciun pentru șefii serviciilor, până una alta șeful statului a împușcat un urs la el, la municipiu, că noi așa credem. Ursul ăla se urcase pe una dintre casele lui. Și atunci a zis, vrei să rămân fără țigle? A tunat Claus și a dat ordin să-l împuște. E mare scandal la noi în blogosferă, după ce un ursuleț a fost împușcat astăzi, slavă Domnului că România mustește de urși, că nu știm să ne îngrijim de ei, asta e partea a doua, atâta timp cât nici de oameni n-are nimeni grijă. Împușcat așa cum a fost împușcat și Jaguarul de la Băneasa, cum au fost împușcați mistreții care încercau și ei să dea binețe trecătorilor, alți urși, lupi, pisici sălbatice, jderi. Și atenție, viezuri.
viezuri. Cornul, de exemplu, capcanele lui Adrian Năstase au capturat viezuri de-a lungul timpului, despre care presa a vorbit un pic mai puțin. Bun, să mai și câștigă, văd în click pe unul neprezentabil, de asta nici nu putem să-l arătăm la televizor, cum a câștigat un premiu, să răzuiește și că lozuri, am tot e la modă filmul ăsta, două lozuri, am înțeles că e aproape un sacrilegiu să nu te duci să-l vezi, marea comedie românească, două lozuri, toate filmele românești sunt cu Alexandru Papadopol, să răsucim mormânt actorii noștri, dar asta e. Nu e nicio problemă, că oricum n-ar fi apucat să joace în niciun film. Apropo de filme, l-am ținut și noi cât am putut aici pe masă. Marele mort al zilei de 9 octombrie, să nu credeți că îl ratasem, la 6 dimineața, duminică, eram deja informat, de moartea lui Andrei Vaida, 90 de ani. Niște complicații la plămâni, dar am zis să o ținem mai aproape de decernarea premiilor Nobel pentru literatură. Oricum nu îl vor îngropa prea curând pe marele regizor polonez. Abia pe 19 octombrie, funeralii naționale, evident, în Polonia. Andrei Vaida, cunoscut pentru Pământul Făgăduinței, Omul de Fier, premiat la Cannes în 1981, sau Katyn, Faimoasa pădure de la Katyn, în 2007. El s-a născut la 6 martie 1926 la Suwałki, în Polonia, dintr-o mamă profesoară ucraineană și tatăl, Iacob Vaida, ofițer în infanteria poloneză, ucis în masacrul de la Katyn, potrivit site-ului imdb.com. Andrei Vaida a reușit să supraviețuiască în cel de-al doilea război mondial. Alături de mama și de fratele său, s-a înrolat în armata teritorială în 1942, principala mișcare de rezistență din Polonia ocupată de Germania nazistă. A debutat în cinematografie în 1955 cu lungmetrajul O generație, apoi filmul care a marcat de altfel lansarea școlii poloneze de cinematografie, într-adevăr un mare boom la vremea respectivă, urmat de Canalul, 2 ani mai târziu, care s-a bucurat și el de mare succes, câștigând un premiu special la Cannes. În timp ce ultima parte a trilogiei Cenușă și Diamant, 1958, a fost nominalizat la premiul BAFTA pentru cel mai bun film străin și a câștigat premiul Fipreșii la festivalul de la Venice, adică de la Veneția. Omul de Fier, 1981, considerat un manifest împotriva Partidului Comunist, aflat la putere, distins cu Palme d'Or la Cannes. Pământul Făgăduinței, nominalizat la Oscar, la categoria cel mai bun film străin. Așa, a primit un Oscar în 2000 pentru întreaga carieră, în 2008 a primit o nominalizare pentru Katyn, a apărut cu un an mai devreme, film în care spunea povestea tatălui său, unul din cei 22.500 de ofițeri polonezi omorâți în 1940 de sovietici, n-au fost singurii. A mai căzut apoi și avionul cu guvernul polonez cu câțiva ani în urmă, în apropierea pădurii de la Katyn. Ultimul său film, Povidoki, realizat în acest an, a fost nominalizat de polonezi și va intra și el în cursa pentru Oscar. Căsătorit de 4 ori, Andrei Vaida, din cea de-a treia căsătorie cu formidabila Beata Tiskiewicz, probabil că o cunoașteți, una dintre cele mai frumoase actrițe poloneze din istorie, a rezultat singurul său copil, Carolina, născută în 1967. Și cam asta ar fi la mortul zilei, mortul, iată, care traversează zilele, nu doar un mort al unei singure zi, Andrei Vaida. Bun, haideți totuși să ne lansăm propriu-zis în această emisiune. Îmi permit chiar să citez câteva versuri din faimoasa fabulă, într-o traducere românească destul de nimerită. Decât să alergi, e mult mai bine să pleci la drum când se cuvine. Mă prind, grăi cu mătra broască, pe tot ce vrei că n-ai să ajungi, tu mai întâi la salcia cu iască, deși ai cotonoagele mai lungi. Nu ești în toate mințile, văd bine. Cu minte e cu mătră să te întreci cu mine? O fi cu minte, necuminte, pun rămășag că ajung înainte. Întrecerea începe de îndată. La miza și arbitru, povestea nu-i arată. Ca în proverb, grăbindu-se cu încetineală, cu mătra noastră broască și purcede, dar iepurele crede că nu-i firește cazul de pripeală, 3 pași și iată salcia cu iască, exact atât a făcut și iepurele, 3 pași, îi mai rămâne vreme să și pască, ceea ce ați văzut că face, și chiar să mai și doarmă dacă vrea. Și tare este somn sărmanul,
cască. Pornească mai întâi cu mătra broască și un târg, și un târg, și un târg, cum o putea. El e prin țar și n-are zor să plece. Se joacă, paște, doarme, timpul trece și hăt târziu că lângă țel o vede și dânsul se repede, mai repede ca vântul, dar e în zadar avântul. Căci lângă salcia cu iască sosește întâi cu mătra broască și îi strigă, hei, furtate, îți recunoști greșala? Tot n-am avut dreptate. La ce sluji iuțeala, dar să mai ai ca mine casa în spate? Ați văzut că iepurele nostru, totuși un personaj modern, spre deosebire de cel din fabula lui La Fontaine, mai degrabă privește lung și zice, nu mai are sens că nu mai prind. Are un moment în care parcă ar lua-o înainte, dar totuși ceva îl frânează. Ceva îl frânează. În orice caz, s-ar putea glosa pe tema asta și vis-a-vis de politică, și vis-a-vis de realitate, și vis-a-vis de orice. Ca și Caragiale al nostru, care ne e mai aproape de cămașă, și La Fontaine este etern. Nici pe el nu l-a depășit nimeni în nicio cursă până acum și probabil că le va câștiga și pe următoarele câteva sute de mii în secolele care vor urma. Da, astea sunt fabule care vor precede istoria omenirii întotdeauna cu o mutare. Haideți să trecem în concret la nemernicia noastră de fiecare zi. Trebuie să lansăm și noi un strigă de ăsta ca al marilor poeți, da? Nevăzuți, poeții de departe, necitiți, nebăgați în seamă. Cum este posibil totuși ca un mare creștin, unul dintre mari credincioși ai țării până la urmă, Florentin Costel Pandele, să ajungă să fie de astăzi oficial considerat un impostor, adică un plagiator? Păi nenea ăsta a construit o catedrală, care am înțeles că se vede și de pe lună, la voluntari. E bine, în urma mai multor scotoceli tipice societății românești din ultima vreme, sigur, în aceeași situație se află și Petre Tobă, da, alăturarea nu-l face mai fericit și nici mai tânăr pe Costel Pandele. Vă amintesc cazul, după ce inițial Comisia de Specialitate anunțase clar că Petre Tobă n-a plagiat, întrucât era ministru, așa, și probabil pus bine de tot acolo de către cineva, Dacian Cioloș îl susținea în orice caz. O altă comisie din cadrul Ministerului Învățământului a dovedit că Tobă copiase în mod grosolan la teza de doctorat. În aceeași situație se găsește și doctorul Florentin Pandele, Dumnezeule, nimeni altul decât soțul Gabriele Vânceanu Firea, Dumnezeu voluntarilor, unul dintre cele mai grele personaje politice din istoria postdecembristă. Vreau să spun ca influență, da, ca strategie, ca sticle de ulei, zahăr, da, puțini sunt de nivelul lui Pandele. De altfel ați văzut că nici nu poți să faci aluzii la cariera lui, la viitorul lui. De parcă n-am fi cu toții partea unei țări de astrologi. Nu, n-ai voie să-l ataci pe Costel Pandele. Ei bine, iată până când propunerea de retragere a titlurilor academice a fost făcută de Comisia de Specialitate, încă de săptămâna trecută, ea fiind validată astăzi de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare. Deci de astăzi, Pandele nu mai este doctor, sigur că asta îl face martir. Trece dintr-una într-alta, vă dați seama ce înțeleg oamenii din voluntari din toată această poveste în România lui octombrie 2016. Dacă ți s-a retras un titlu de doctor, înseamnă că ești un fel de Iisus. Pentru că și lui Iisus i s-au retras destule, da? Când încă era printre oameni și el a fost batjocorit. De ce nu s-ar întâmpla asta și cu Pandele? Că nu-i mare diferență între cei doi. Doar timpul, să zicem, pune câteva cărămizi între ei. Dar pentru cei din voluntari e cam același lucru. Pentru ei, Pandele este și Hristos și Dumnezeu. E bine, mă dați seama că oamenii vor face scut în jurul primarului lor mult iubit. Ăsta, dacă vrea, mai trântește câteva catedrale. Ba chiar ar putea, cum să spun, să paveze drumurile care duc de la voluntari spre centrul capitalei, da? Precum raiul, numai cu catedrale. Sau dacă nu, cu moaște. Ce n-are moaște, Pandele? Dați seama, doamna plânge la ora asta, plânge cu sughițuri, poate nea Traian să râdă și el tot cu sughițuri, deși sunt convins că nu va mai face nicio aluzie la fostul său confrate, fostul său camarad de vas. Am auzit și pe nea Traian foarte mândru zilele trecute,
asta i-a mai rămas, și aduc aminte, cum venea el la televizor și spunea, cum să-mi fie frică, să-mi fie frică de o mănăstire, când ardea nava, da? Când se trăgea asupra navei. E, domnul Traian, sau nea Traiane mai pe românește, știi foarte bine că frica are mereu un restart. Nu există frică terminată undeva. Adică dacă ai fost odată, dacă ai fost odată împușcat, sau dacă ai ars odată de viu și ai scăpat, nu înseamnă că dacă treci un tractor peste tine, nu-ți mai e frică. Nu există așa ceva. Bineînțeles, dar asta ca să facem un pic aluatul mai frecventabil, mai consumabil în această seară. Așadar, fără doctorul Pandele, începând de mâine dimineață, ca să fie mai net așa, pentru că astăzi a avut o zi totuși destul de complicată, va contesta. A contestat, sigur, în justiție, se va duce pe undeva, sigur, umilința va fi cu atât mai mare ca în justiție să se confirme acest lucru, numai că, încă o dată, oamenii pot fi prostiți chiar mai ușor astăzi decât în urmă cu câteva săptămâni, ca urmare a ultimelor evenimente. Deci, cu cât ești mai șmecher, mai naiv, mai prostut sau mai prins, pur și simplu, cu atât poți să ai gura mai mare. Și va încerca să ne explice, știți pentru cine e dificil astăzi în societatea românească? Pentru prinși și cinstiți. Că mă gândesc că există și categoria asta. Bă, se poate întâmpla într-adevăr, și nu mă refer numai la politicieni. Dar într-adevăr, dacă vreodată un politician, din greșeală, va fi luat drept altcineva, omul ăla nu va mai avea posibilitatea să se apere în niciun fel. Cum ar fi astăzi ca un politician să vină să spună, știți, a fost o confuzie. Știți, m-au considerat pe mine corupt când de fapt era vecinul sau... au vrut să tragă în ăla și au tras în mine. Nu mai există. Clar că numai scuza asta se lovește de un zid. Nu mai ai unde să o duci. Tu, sigur, în familia ta, ok. Nu e o problemă. În partidul tău. Dar nimeni nu va mai accepta astăzi aceste scuze. Deci doar la ăștia mă gândesc. Că poate totuși or fi unii în societate, indiferent de domeniu, de activitate, care pot să cadă și victima unor erori. Nu-i cazul ăstora de care vorbim noi aici. Dar dacă sunt și astfel de oameni, într-adevăr suntem de partea lor. Pentru că se poate întâmpla să fie absolut imaculat și să cadă peste tine o nenorocire dintre asta, la care nu te așteptai. Să-ți dea unul cu bufnița în cap, dintr-o dată. Da, nu e nicio aluzie la nimic. O bufnița este o pasăre respectabilă. Da? Noi, printre noi, n-avem decât oameni de detestat. Ne întoarcem după reclame. Răsuiam o revistă, într-adevăr, de utile, ca să-i spun așa, revista Ciao, ai pe prima pagină numai celebrități de vineri și sâmbătă seara. Noi, cum nu ne uităm la televizor, nu prea le cunoaștem, în fine, dar sunt sfaturi la care nu m-aș fi așteptat. De exemplu, Ilinca Vandici, de care am auzit, zice așa, bea o apă de la robinet, e cea mai bună. Da? Laura Cosoi, de exemplu, de asta, mă rog, n-am auzit, zice la un moment așa, știu care este secretul căsniciei perfecte. S-ar putea să fie chiar apa de la robinet, nu mă prind eu. Va fi un joc de cuvinte, trimitere de la o pagină la alta, mă depășesc. Lidia Buble, asta o știu că e aia care apare pe gumele turcești, de acolo vine Buble, oamenii mă plac pentru că sunt naturală și sinceră. Ei, vedeți, e suficient să nu răsfoiești nimic, doar să deschizi la întâmplare o revistă și zenul ăla, de care probabil că vorbește și Adina Bădic abundent vineri și sâmbătă, așa, să te cuprindă. Nici nu mai știu cum eram înainte să devin mamă, spune Adela Popescu. Asta e o virtute, că dacă spunem altfel, ne sare toată lumea în cap. Nu le vreau să vă transmit ceva, iepurele ăla a făcut de râs tot mapamundu. I-a făcut de râs pe toți vânătorii, pe toți năstașii și țiriacii din lume. Pentru că această dispută, această dezbatere, un fel de Hillary Clinton cu Donald Trump și cu pusii alea ale lui, e bine, a fost televizată, da? Prin MC s-a văzut-o toată lumea, zic, au transmis-o aia în Asia, în primul rând. Asta e o simplă preluare a noastră.
Dar vă dați seama, toată lumea a văzut această cursă fontenească între o broască țestoasă, determinată, fără talent, m-a văzut neimpresionantă, și un iepure tată fricos, repezit, da, nehotărât, impulsiv, grețos, bădăran și așa mai departe, toate invectivele îi pot fi atribuite fără nicio problemă. Un politician, domnule. Acest iepure l-ați văzut bine îmbrăcat, arăta impecabil. S-a deplasat imediat, a făcut alea două mișcări, deja s-auzeau uralele publicului, erau numai pentru el. Așa e, uneori să știți că asta e o chestiune la care va trebui să medităm, că suntem din ce în ce mai bătrâni, din ce în ce mai puțin tineri, cum ar spune cineva. Să știți că uneori și victoriile pe sfert au farmecul lor. Depinde cum știi să le trăiești. Uneori la final te așteaptă atâta lume încât nu mai ai cu cine să împarți victoria. Și atunci în singurătatea aia sfertului de oră câștigat, poate că ești cel mai fericit. Domnilor, în orice caz, nu știu de unde i-a venit lui Ludovic Orban inspirația, pentru că el nu are rangul ăsta, dar marele deputat al și mai marelui Partid Național Liberal are niște vorbe de duh pe care n-aveam cum să le ocolim la adresa pariei societății politice românești, acest neicușor Dan, care practic i-a orbit pe toți cu succesul său de la localele capitalei. Nu sunt rătăcit pe munte ca să apelez la salvamont, începe Ludovic Orban. Nu sunt în pericol să mă nec ca să am nevoie de salvamar. Sunt un cetățean normal și sănătos și n-am nevoie de salvare. Nu-i bine să spui în ziua de astăzi așa, mai ales că și cardul de sănătate nu mai funcționează. Ca atare nu înțeleg de ce tot încearcă unii să mă salveze. În 90 a vrut să mă salveze Frontul Salvării Naționale. Și m-a salvat de n-am mai putut. Acum vrea să mă salveze Uniunea Salvați Bucureștiu. De ce să mă salveze? Cred că nici ei nu știu. Dacă vreți să salvați vieți, faceți-vă medici, tovarăși. Salvamontiști, salvamari, etc. În politică, cine apelează la mitul salvatorului, așa cum ne-a învățat istoria, ajunge mai devreme sau mai târziu un rău de care, într-adevăr, trebuie să ne salvăm singuri. Dumnezeiască asta! Dumnezeiască, dacă o spunea Vosganian, eram toți în genunchi acum. Mai ales că el e și armean și un armean nu poate să scrie prost, e discriminare. Dar Ludovic Orban era pe scaune, pe mese, cu chitara, cu... După cum vedeți, și omite să vorbească de cârciumă, vorbește mai mult de munte, de salvamontiști, de cărările Domnului și așa mai departe, de mit. În fine. Dar bun de tot, săracul Nicușor Dan, care spune trei vorbe când vine în direct la televiziune, cum să-i răspundă? Poate, cine știe, poate doamna aia de la bucătărie. Am zis că e înaltă de dădă tocu ușii, doamna Clotilde Armand, poate ea să-i dea o replică în stilul ei, domnul Ludovic Orban, altfel memorabilă asta, dacă la un moment dat Radu Paraschivescu va mai scoate o carte despre perlele politicii românești, cred că ar trebui totul să includă undeva pe asta, dar așa velin, cumva, în relief, nu știu, să-i dea o tentă, să o coloreze cumva. Putem să râdem, sigur, și de Ludovic Orban, cine știe de unde o fi scos-o, cine o fi scris-o, dar n-are importanță până când nu vom ști adevărul. Personajul este, iată, reprezentativ. Deci, iar trasul Nicușor Dan, fără ca ăla s-o fi meritat în vreun fel, evident, cu salvările lui, de unde, iată, că totuși și chipzuiala asta, oare chiar așa, ce e și cu numele ăsta? Uniunea Salvați România. Dar, într-adevăr, Bucureștiul l-a salvat Nicușor Dan. Din păcate, a ajuns pe mâna cui nu trebuia. Dar de salvat l-a salvat cu 30%. Nu poți să spui tovarășul Ludovic că nu l-a salvat. L-a salvat Crâșo, până la urmă. Bun, avem o știre, iarăși, de câteva zile, pe care o tot țineam aici la dospit. Superbă, într-adevăr, absolut monumentală. Întâmplarea vine din comuna Doljan-Rast, un nume flamando,
viking, dacă vreți. Ăștia au rămas în 2006 fără acoperiș deasupra capului, cum sunt locuitorii sectorului 5, de exemplu. Am văzut astăzi în kamikaze cum fugărea cu biciu Marian Vanghele un urs și spunea, la noi în sectorul 5 casele n-are acoperișuri. Deci ursul n-are pe unde fugi. Corect. E bine, așa se întâmplă în comuna Doljană, Rast, dar de mai bine de un deceniu. Nu mai au acoperișuri pentru că la un moment dat a venit un fel de Catrina și pe la ei și i-a scurtat cu un acoperiș, pe unii chiar și cu un cap. Guvernul României, neavând ce să facă, mai ales fiind vorba de Olteni, a alocat 15 milioane de euro, dar nu pentru construirea acoperișurilor. Au făcut un nou sat, de la zero. Noul Rast, așadar, cum am trecut și noi de la Lei la Roni, ăștia au trecut de la Rast la Noul Rast. E bine, oamenii din Noul Rast au început, la scurt timp după ce au primit cășile de la guvern, da? Să vândă ce se putea vinde prin ele. Așa. Deci majoritatea caselor au fost scoase la vânzare, la mica publicitate. Prețul pornește de la 4.000 de euro, poate să ajungă până la 7.000. Oamenii n-aveau nevoie de case. Pentru că ei se obișnuiseră să trăiască fără acoperiș, să trăiască pe câmp, așa cum e românul, cu puțin. În momentul în care a primit ceva, mucăciune, da? Imediat românul s-a gândit, bă, dar stai puțin, cum aș putea eu să valorific totuși acest dar, acest cadou? Că parcă e prea puțin. Ei, mi-a dat guvernul o casă și dacă pot să scot eu ceva din ea. Și-au scos casele la vânzare, că au zis, lasă, bă, scot 7-8.000 de euro, pentru ei asta înseamnă fericire absolută. Și după aia mă mut într-un grajd, stau peste niște paie, că oricum toată viața mea asta am făcut. Nu ne strică un ban în plus. Nu avem ce să facem cu locuințele. Sunt mici, iar familia noastră este mare. Casa este părăsită și a început deja să se degradeze, așa că mai bine am scos-o la vânzare. Noi nu o să ne mutăm niciodată în nou sat, a povestit un localnic. 800 de case au fost construite în Rastul Nou, 300 de ANL, 44 de Gigi Becali, 10 de Biserica Ortodoxă, că n-a putut mai mult. Iar restul au fost ridicate cu banii primiți de la stat. Destule, adică aproape 500. Imediat după ce au intrat în posesia caselor, oamenii au început să vândă geamurile de termopan. Cel a fost primul lucru. Cum intrau pe vremuri comentatorii sportivi în camerele de hotel. La Zürich, de exemplu. Da, se duceau la meetingurile de atletism. Nu o să-i mai nominalizez că m-au dat deja în judecată pentru asta. Da, deci subiectul se presupune că e închis. Intrau în camerele de hotel și așa spunea. Unul o lua în stânga, unul în dreapta. Făceau amândoi cam așa. Ia să vedem ce mai e de pârlit pe aici. Și lua fiecare ce putea. O pernă, un prosop. Da. Ce atenții mai erau pe acolo. Da. Dispoziție. Că doar erau români. Ei nu veniseră pentru sportul în sine. Veniseră pentru pârleală. Deci ăștia când au intrat în case, primul lucru au zis, uite bă, ce geamuri frumoase, ia să le pârlim. Chiar dacă erau ale lor, ce importanță avea. Deci bă, atâta timp cât această națiune, oriunde s-a fi întâmplat în România asta. Că în România am observat asta, de asta n-am încredere în absolut nimeni. M-am fript și eu cu toți ăia de pe lângă mine, care tot așa făceau. A, da, vai de mine, domnul Banciu, într-adevăr, ce nenorociți toți ăștia. Și ei scoteau guma din gură și o trânteau pe jos. Sau aruncau țigara aprinsă direct. Toți, bă, sunt așa. Absolut orice român. În momentul în care e cu el însuși, e ultimul nenorocit. Deci, oriunde în această țară, indiferent cum să cred unii de dezavantajează de sensul frazelor ăstora, da, și de umiliți, nu știu ce, toți fac la fel. Deci, ei se gândeau în primul rând la sufletelul lor nemernic. Cum să mai pârlească ei ceva pe lumea asta? Vă dați seama, practic o impietate. Adică, ție ți oferă cineva. Sigur că statul trebuia să facă efortul ăsta atâta timp cât vitregiile naturii i-au pârlit pe amărâția aia de un acoperiș. Dar un dracu să-ți treacă prin minte așa ceva, bă. Sigur, nu suntem unici. Am mai spus asta. La fel se întâmplă în Africa și au furat tot. Absolut tot. Am povestit de multe ori cum au făcut italienii puțuri în Côte d'Ivoire, în Ciad, în Niger, în Mali și așa mai departe. Au furat absolut inclusiv antenele
de alea de radio și televiziune pe care l-au adus francezii în Africa de Vest. Tot, calea ferată, tot africanii buni, dar ăia, hai să zicem, acolo nu există Uniunea Europeană. Acolo nu există cortina de fier, acolo nu există zidul Berlinului, acolo nu există niciun viitor. Da? Nu este spațiu Schengen. Aia vor fi și peste un mileniu tot așa. Bineînțeles că se poate spune și reversul medaliei. Din cauza asta sunt așa. Dar acolo, într-adevăr, nici iarba nu crește. Și în momentul în care le-ai dat ceva, la revedere. Dar și în România trebuie să fim conștienți, acest lucru bântuie peste tot. Deci oriunde te duci și faci un bine de ăsta, vii cu ceva, ajuți în vreun fel, tu ești cel mai umilit și obidit. Pentru că oamenii, în momentul în care văd prada, se aruncă asupra ei, cum fac și la sarmale, de altfel. S-ar omorâbă, tată. Și pentru o oală de sarmale pusă în mijlocul unui sat, s-ar omorâ între ei. Oriunde în România. Nu contează zona geografică, nu contează nici perimetru, nu contează nici secolul. Pentru român aia este supraviețuire. Reacția lui este de animal. Spunem, citind istoria acestui neam și a altora, că, dom'le, suntem supraviețuitori, asta e. Sigur, așa era și pe vremuri. Lăsea un os, dar cu puțină carne pe el, într-adevăr, îi dădea în cap pe luilalt. Era normal. Așa se făcea. Da? Deci te duceai, erai mai puternic cu sapa aia în mână decât celălalt, intrai la el în sat și cu topurișca aia omurai pe toți. Deci nu exista nicio lege. Ăla care era mai puternic, ăla supraviețuia. Și după el mâncai pe ăla de lângă tine. Așa a trăit omenirea secole la rândul. Încă în secolul X, așa s-a întâmplat peste tot, în Occident. Ăla care era mai tare, deci pur și simplu. Doi oameni stăteau, să zicem, călare pe o covată, da, undeva, în mijlocul drumului vedeau un topor. Ăla care ajungea mai repede la topor, da, se ducea și îi dădea lui elalt în cap. Dacă vedea că poate să-l omoare, omora pe toți ceilalți din satul respectiv sau din localitatea respectivă și el se proclama șef. Da? E așa se trăiește și la noi, de fapt, și astăzi. Exact aceeași chestiune. Nu există niciun pic de spirit civic de ăsta, de întrajutorare, de solidaritate reală între... Da? Asta este un exemplu perfect. Da? Și tot ei veneau cu explicația. Păi noi nu avem ce să facem. Nu ne trebuie, noi nu ne părăsim. Da? Asta este ideea pe care o vehiculează și oamenii de vază în societate, oameni cu carte, oameni care au stat în biblioteci mai multe ore decât a plouat în satul ăla. Și care spun aceleași inepții. Tot asta, că noi să nu plecăm, să nu ne vindem țara, să nu ne vindem pământul. Exact aceeași mentalitate o au, da? Și până la urmă la fel ar face și ei. Dacă ar ajunge într-o situație de asta limită undeva, s-ar comporta ca niște animale. Asta e realitatea. Călin Popescu-Tăriceanu a lansat un atac, se spune, fără precedent, în care face acuzații și amenințări grave. Asta este stilul lui. Mai nou, mai ales când este un pic nervos, asta cu imaturitatea politică îl recunoaște. În punctul lui de vedere, președintele Klaus Iohannis conduce o coaliție ocultă, din care face parte șefa DNA, evident, și un partid, PNL, partid marionetă de când el l-a părăsit, condus de un președinte debusolat și imatur politic. Doamna Goriu să fie, domnul Blaga nu mai e. Domnul Blaga era matur politic. Nu se poate spune despre Vasile Blaga că este imatur politic. Ar fi chiar prea mult. Dar, într-adevăr, doamna Goriu este imatură politic. Să vedem ce o așteaptă după alegeri. Doamna Goriu. Tăriceanu spune că președintele a ajuns să încalce Constituția, că la noi asta e la modă, taie capul. Da, tot așa, după alegeri. O să-i tăiem capul și lui Klaus Iohannis. Ar putea fi suspendat, e la discreția oamenilor maturi politici, Klaus Iohannis. Când vor aceștia, el va fi scurtat cu un cap. În plus, președintele ALDE consideră că USR, da, această fantomă cu milioane de bufnițe pe cap, este o creație a cotrocenilor. Asta e chiar prea de tot. Deci USR-ul este o creație a cotrocenilor, iar tot planul ăsta diabolic al lui Klaus Werner Iohannis este neconstituțional. Care e un plan? USR-ul, ăsta e planul diabolic al șefului statului, USR-ul. Noi monitorizăm toate acțiunile neconstituționale ale președintelui României. Pentru stabilitatea politică a României,
Nu dorim să ajungem la un punct critic cauzat de perseverența cu care domnul președinte încalcă prevederile Constituției. Bat-o vina să o bată de Constituție, că într-adevăr o interpretezi cum vrei tu. Constituția asta e ca la drumul mare la noi. Ăsta e avertismentul lui Tăricianu la adresa lui Iohannis. Tăricianu a cerut președintelui Klaus Iohannis să se predea, să facă publică stenograma discuțiilor, cu procurorul general Augustin Lazăr, arătând că declarațiile publice ale celor implicați nu sunt concludente, iar strada a devenit noua formă de mineriadă. Somat așadar din toate părțile, noi mai somăm și cu ursul. Să vină să spună dacă aia era casa lui, pe care s-a urcat ursonul la un moment dat. Era a lui sau nu? Câte case în Sibiu nu sunt ale lui? Bun, revoltă la PSD Iași. Trebuie să știți că primarul Mihai Chirica, ăsta e un nume portorican așa oarecum, președintele filialei județene PSD Iași, așa zis, succesorul amorezului Nichita, s-a declarat nemulțumit de lista candidaților social-democrați la alegerile parlamentare. De ce citim această știre? Pentru că e foarte important Iașu, PSD-ul, e partidul care ne va rupe în două la alegerile parlamentare, deci trebuie să fim cu băgare de seamă. Pe listele pentru Senat și Camera Deputaților apar persoane condamnate, traseiști, politici sau chiar inculpați. Am văzut pe Turcescu astăzi cum mătura, ca să traduc ipocrit din franceză termenul balayer l'actualité politique, adică o traversa așa toată actualitatea politică fără niciun fel de scrupule. Da? Ia și în serios, se pregătește să preia portul Constanța, toate jmecheriile de acolo, da? Strategic plasat de Tătânesu la Marea Neagră, să spun la Marea Moartă, nu e domnule moartă. E încă de scos destul de acolo. Și o să-l vedeți după aia pe Roberțel. Cât le dau? Nu le mai dau mai mult de 6 luni. Nu prea am Băsescu și lui Robert Turcescu. Fiecare va încerca să-l păcălească pe ălălalt la un moment dat. Nu sunt ei un cuplu de ăsta trainic pentru vecie. Na, politica românească, vorba lui Ludovic Orban și istoria ei, ne-au învățat că nu există prietenii în politică. Îi paște eșecul de la parlamentare și după aia potopul. Nici nu o să se mai cunoască unul pe altul la un moment dat. Dar deocamdată astăzi, în această biciznică zi de octombrie, sunt încă împreună. Deci putem să vorbim de ei la timpul prezent. Bun, lasă-l pe Chirica ăsta cu Puerto Rico al lui, că nu e important. Asta am vrut să vă spunem, că e gâșavă și la Ieși. E problemă și la ei, nu ca în sectorul 5, dar e. Bun, după pauza publicitară o să vorbim despre atacurile lui Victor Ponta. Adrian Năstase cred că are niște belele. Nu ne-a mai scris de multicel. Provoc Adrian Năstase să ne explice ce se întâmplă la el în familie, de nu mai este disponibil pe blog. Ne întoarcem imediat. Mă turisesc că mă tot uit prin revistele astea cu femei prost îmbrăcate ca să văd și eu cum să faci o omletă. Da, nu scrie nicăieri. Și ca și cum niciuna dintre ele n-ar găti niciodată. În fine, fericite sunt. În orice caz, asta, după cum știți, ne repugnă. Avem aici o discuție între fostul premier, slavă domnului Victor Ponta, și încă actualul ministru al justiției, Raluca Prună, după ce casa de pensii, foarte important, a explicat că niciun magistrat din România nu câștigă 100 de milioane de lei vechi pensie pe lună, așa cum afirmase ministrul. Ponta susține că, în ciuda problemelor uriașe din guvernul tehnocrat, președintele și premierul nu fac nimic, ceea ce arată că totul se joacă doar pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie. Un fel de, nu 9-11, că asta este, dar tot pe acolo. 12-11, dacă vreți. Ei bine, sigur că se joacă totul la parlamentare, dar aș atrage atenția că aceste uriașe probleme ale guvernului tehnocrat n-au început de la zero. Pentru că dacă în momentul în care Ponta a plecat din guvern, își lua toate problemele cu el, guvernul tehnocrat n-avea cum să acumuleze chiar uriașe probleme într-un singur an. Ar fi fost probleme, dar incomparabil mai mici cu cât a strâns clasa politică până acum.
Bun. Dar noi insistăm pentru că Cioloș am văzut că este un personaj mai degrabă la modă. Adică societatea s-a acomodat cu el, politicienii trag în el semn că le e frică de Dacian Cioloș, că astea sunt acum personajele în care poți să tragi. Două personaje de paie în care poți să tragi cât vrei. E vorba de Cioloș și e vorba de Nicușor Dan. Dragi noștri, ăștia sunt vinovați pentru toate relele societății. E, că tot aveam România liberă, dar n-am îndrăznit mărturisesc să o mai deschid, am aflat că Dan Adamescu ne cere 300 de milioane de euro de spăgubiri. Adică nouă, statului, românilor, statul suntem noi, pentru că oamenii legii ar fi adus prejudicii afacerilor. El a dat în judecată țara la Tribunalul de Arbitraj Internațional de la Washington, D.C. Multimilionarul condamnat pentru mituirea unor judecători a somat autoritățile să oprească orice procedură judiciară declanșată împotriva familiei sale, atât timp cât organizarea are loc și sub oblăduirea lui. Mi-e greu să mai pun mâna pe caricaturile de pe pagina întâi. Erau două bufnițe acum, una Ghiță și una Chioveși. Pe prima pagină, dar încă o dată spun, n-am pus mâna, poate dacă îmi trăgeam niște mănuși de la chirurgicale ca să nu lasă amprente. Dan Adamescu, după cum știți, a primit o pedeapsă de 4 ani și 4 luni de pușcărie după ce a fost găsit vinovat că a mituit niște judecători la tribunal, că așa se face la noi. Numai proștii se duc la tribunal și pledează culpabil. Da? Șmecherii se duc și le spun, tu cine ești, mă? Da, ia traista asta de aici, cum au văzut ei prin filme. Nu acceptă însă că e vinovat de corupție, ba chiar susține că a ajuns după gratii din motive politice. Evident, dar și că afacerile sale ar fi fost distruse de autorități în mod deliberat. Suma de 300 de milioane de euro daune constă în prejudiciu pe care firavele autorități l-au adus afacerilor marii familii Adamescu. Astra continuând cu companii de construcții, în fine. Fundamentul este imixtiunea politică, a spus Cătălin Dancu, avocatul milionarului, și ăștia au câțiva termeni și pe ăștia îi rulează orice s-ar întâmpla. Și dacă îl săltau de la pescuit, tot asta ar fi spus că i-au băgat curent electric în undiță ca să-l execute. Cine-i mă Adamescu? Să fim serioși. Da, cine-i mă Adamescu? Dacă era un mahăr de ăsta de nivel mondial, aș fi înțeles. Și ce s-a astea, bă? Apropo de mahăr de nivel mondial, bine că Bulut Halil, supranumit și regele biscuiților, despre asta n-am apucat niciodată să vorbim. Patronul companiei Rostar, ăia de fapt niște biscuiți care imită Tiber, așa, ăsta a fost reținut de procurorii de ICOT, atenție, Dita mai Bulut Halil, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă continuată, spălare de bani. Bine că nu-i ungur. Și dacă ăsta era ungur, vă dați seama ce era acum? Și la gura noastră, da, ce comunicat aveam de citit? Cum ar fi înfierat, de exemplu, UDMR-ul, toată societatea românească, toți balcanii și toți dumnezei? Dacă, să spunem, pe Bulut Halil îl chema Imre Sobolci. Uai, mamă! Deci nu numai că făcea cei mai buni biscuiți din toate timpurile, dar cum ne permitem noi ca un om de o asemenea învergură, care face biscuiți pentru regii Europei, să ajungă la cine, bă? La cheremul unora de la o instituție a statului român. Statul român care nici măcar n-are pașaport maghiar. Bine că Bulut este totuși turc, după cum și numele îl indică. Potrivit unui comunicat al DICOT, în perioada 2011-2015, Bulut Halil a constituit un grup infracțional organizat împreună cu ce nume frumos are asta? Raluca Ana Maria Blaj, referent contabil al firmei, nu doar atât, și Ioan Todoran, director tehnic, de ce ăsta, bă, tata Puiu, director tehnic, auzi, grup care a acționat în sensul sustragerii companiei de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, bineînțeles, făceau biscuiți prin evidențierea în acte contabile acestei societăți sau în alte documente legale. Englezii au inventat biscuiții, dacă vreți să știți, domnul Hilal, și dacă vreți să știți, dragi udemeriști, este o invenție britanică. Eu zic să mai săpați un pic acolo, că s-ar putea că ăia să fie, la urmă, de vină. O, m-au luat vorbele din gură
asta se întâmplă foarte rar în această meserie, ca din cauza pauzei publicitare să rămâi cu vorbele în gură, da? Este ca la semafor, trebuie să te oprești. Sigur, am putea să dăm șpagă, dar nu o facem. Lăsăm publicitatea și ne întoarcem. Dragi prieteni, se ascunde ultima frază a acestei emisiuni în subsolul primei pagini din Click. Marele trubardur, iată, al muzicii românești, unul Gigel Frone, declară pe prima pagină: sunt singur și virgin la 46 de ani. Evident că dai imediat să te năpustești practic la interior. E bine, ai de învârtit totuși 12 pagini. El nu mai are 46 de ani, are 47 deja. În continuare este virgin, n-am nicio iubită. Îl vedeți mai clar aici. Uitați-l pe acest personaj care probabil a făcut aceste declarații ca să intre și în cartea recordurilor. Iată-l. Domnule, a venit vremea mărturisirilor. Dan Bâra, 40 și cât? 42. 42 de ani. E bine, eu am vârsta lui Frone. Pe prima sau pe ultima pagină? Undeva la mijloc, între prima și ultima pagină. Vreau să mărturisesc că mă simt, cum să spun, exact în aceeași situație cu marele nostru trubadur. Dom'le, suntem virgini la 40 și ceva de ani, nu? Da, n-am fost în pușcărie, n-am exact, făcut... Exact, da. N-am scris cărți. N-am scris cărți. Nimic. Deci ne aflăm undeva în această situație ingrată, sigur, dacă e să facem mărturisiri complete, deși am văzut că încă nu se poartă, le dai mai târziu. Oricând nu mai ai nimic de pierdut, oricând s-a strâns lațul, așa. Dar să știți că la un moment dat vom oferi și amănunte din segmentul ăsta, nu de alta, dar probabil că mai sunt câteva doamne care nu s-au culcat la ora asta și poate, cine știe, ar fi interesate tot ce-i mai bun, practic, la un moment dat. Bun, până atunci însă, Dane, acum că au trecut meciurile... Au trecut meciurile, dar ai văzut ce a făcut Steaua astăzi și că l-a luat pe Alibec. Eu nu înțeleg cum l-a luat, pentru că nu e perioada de transferări, nu știu cum au voie să semneze un transfer. La noi e voie orice, dacă vrea Gigi. Da, da. Păi eu l-am luat pe Alibec ăsta de milă. Îl trecuse campania să transferă și a zis să mă cumbire băiatului. Da, el era pe stradă, plângea, cum l-a luat ăsta, neamțul ăsta la națională. Că l-a luat. Păi, eu nu l-am văzut. Eu de asta, bă, mire l-am adus. Mi-a sunat meme și a zis, bă, mă duc iar la pușcărie, ia-l pe Alibec ăsta. Da, și da, de asta l-am luat. Urmează Junior Moraes, dar Junior Moraes și că s-a dus la Gigi și a zis, bă, nu mă cumpăr acum, las că ultimele 6 luni de contract vin gratis. Deci Gigi dă totul pe goarnă, așa cum ne-a obișnuit. Sigur. Da, jucătorii sunt pasibili și dacă într-adevăr regulamentele s-ar respecta în țara asta, lucrurile n-ar trebui să stea așa. Pe mâine seara.